tragedie în județul Dolj, un tânăr de 23 de ani și-a găsit sfârșitul în apele Jiului. Trupul său neînsuflețit a fost văzut plutind pe ape de un trecător. Speriat, omul a sunat imediat la 112 și a alertat autoritățile. Tânărul a fost scos din apă, dar nu a mai putut fi salvat de medici. Trupul neînsuflețit al bărbatului în vârstă de aproximativ 33 de ani a fost scos de pompieri din apele râului Jiu în zona localității Brădești din județul Dolj. Purtătorul de cuvânt, Alisu Dolj, Florin Cocoșila a declarat că persoana a fost văzută de niște tineri care se plimbau pe malul apei și care au sunat la 112. Este vorba despre o persoană înnecată în râul Jiu, zona localității Brădești. Intervine secția pompieri Craiova, Smurt, detașamentul 1 Craiova și Seaje Dolj. La sosirea echipajelor de intervenție a fost găsită o persoană de aproximativ 33 de ani, scoasă de apă pe o dună de nisip. Imediat au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat până în acest moment. Persoana a fost văzută de niște tineri care se plimbau pe malul apei și imediat au sunat la 112, a declarat Florin Cocoșilă, purtătorul de cuvânt al Isu Dolj. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz și fac cercetări pentru a afla care au fost cauzele decesului și în ce împrejurări a murit tânărul.